Bine ați venit la noi la Alpaca AK, dragiu, și astăzi o să facem ceva chat cu toții. Bă, da, n-am înțeles chestia asta, literally cu toții la orice clip, bă, și din trecut de acum 3 ani, toți îmi scrieți același lucru și anume: joacă Minecraft. Sau să o fac pe, să o găsesc pe șușu, sau să fac dita mai grădina zoologică, sau cea mai mare, alpaca din Minecraft. Mi-am permis luxul și opulența de a intra în joc, să mă uit mai exact la tot felul de recipe-uri, la tot felul de nebunii pe care le-am mai făcut. Eram pe aici, prin acest or. Hai să vă arăt exact ce am făcut, cât timp. Voi auziți un câine care zgârie ușa? Normal că zgârie ușa. De fiecare dată când eu trebuie să fac ceva, tu zgârie ușa. Ești a dracului de frumoasă, dar tot. Gucci Paragucci. Și acum, după cum puteți vedea, nici nu mai am mâncare. Oh, audă oița. Bun, deci în ultimul episod v-am lăsat în ceață pe când am ajuns pe aici cu domnul Miță, căutând orașul dintre munți, și l-am găsit pe ăsta care de fapt nu e orașul bun. Nu știu unde l-am lăsat pe Miță, de altfel. Miță! I-am pus aici, nu atinge, nu zgâria. Să nu mi-l zgârie pe Miță. Pe domnul Miță nu-l zgâriați, vă rog frumos. L-am legat cu această lesă pe care mi-a zis voi să o am la mine mereu. Și am învățat să-l călăresc. Mi-a spus cineva că dacă dau și nu shift, am fost pe raerit. Hai mă, am uitat cum să-l fac să-l călăresc să meargă repede. Un lucru știam și eu cu el. Hai mă. Să scrie careva în comentarii cum să-l fac pe ăsta să alerge, că iar am uitat. Bă, și înscriseze careva cum să o fac chestia asta. Acum hai să vă prezint ce am făcut în Minecraft. Nu atinge, nu zgâria, îl vom lăsa aici pentru perioada. Am lutat ce era pe aici de lutat în acest minunat oraș. Dar pe lângă asta am lăsat aici un trail de cobblestone ca să știu să ajung acasă. Uite-o! O vedeți din depărtări? E un secret. Shhh! Am lucrat la bază cât timp voi nu v-ați uitat. Bă, dacă-ți vine scris. Băi, am găsit mai gen de oricum unde. Băi, am mers în metrou. În metrou primul lucru pe care l-am auzit când am intrat, am auzit un copil undeva pe un scaun în spate. I-a spus: la alpaca? Și după care l-au spus pe frate mai mare: bă, joacă Minecraft, bă, ce mișto. Am fost gen: ok, ok, o să joc Minecraft. Încă lucrurile sunt pe aici. Aici este locul tău de bașină, Miță. Aici l-am găsit pe Mița amintirile, cu măsa, cu tot. Ok. Meee, și vo! Cele mai enervante animale din... Ah, caii sunt aparent super proști la apă. Uite ce încet merge în apa asta mică. Miță, nu mai glumi, uite cât de mică e. Eu pot să fac drifturi cu calul, voi puteți? Ia uite, 360 cu calul chiar. Dacă îmi dau un mouse sensitivity mai mare, vedem. Baby! Cu săritură cu tot. Și acum, aceasta este baza asta. Am delimitat-o. Vreau să vă prezint mai întâi toate. Am făcut efectiv ce mi-a scris voi în comentarii în mare parte, dar hai să o luăm încetul cu încetul. Miță, acum știu să mă dau jos, mulțumesc foarte mult. Iau o pâine. Nu vrei o pâine? Ah! Nu! Miță, pare rău! Asta e pâine de aia, de-a noastră, pe vremuri. Nu! Da. Poți dau cartofi, pe bune. Cum dracu îi dau de mâncare la câinile ăsta? Cum dracu îi dau de mâncare la câinile ăsta? În fine, hai să vă arăt. Chiar sunt tăceți. Vreau să... Ce urăsc. Asta e ferma lui Becali. Nu o să putem vorbi de ferma lui Becali pe aici. Putem aruncat cu cartofi după ele, dar nu prea mănâncă. Miță, unde dracu te duci? Miță, nu pleca! N-am vrut să dau în tine cu pâinea aia spertare. Dar am pus pe toate aici, ele fac chestiile lor de oi, iar eu iau blana de pe ele și... Țestos! Giuseppe! Pe el cheamă Giuseppe. Giuseppe, ce faci? Da, știu. Nici eu n-am idee cum ai apărut aici. N-am mers lesa pe el. Adică n-am mers. Aveam niște frați, Giuseppe. Oh, îi place pâinea? Vrei pâine? Vrei să intri în apă ca să nu te prăjești? Broască țestoasă nebună. În fine, Giuseppe a apărut aici, hai să-i punem și un semn. Am făcut multe semne de altfel tipul ăsta. Țestosul Giuseppe. Țestosul Giuseppe aici își face veacul. Bun, ferma lui Becali este acolo, oile îmi dau mâncare din când în când. Nu tăiem oile! Ăsta e Giuseppe, țestosul Giuseppe care a apărut. Efectiv aici era niște apă. Doar am grădit un pic chestia asta ca să fie mai rotund. Nu știu dacă e... Giuseppe! Treci în apă! Ești prăjit? Te prăjești? Cel mai retardat, trebuie să-i pun gărduleț sau ceva, că ăsta moare de... Ce țestoasă nu stă în apă? Poate vrea mai adâncă apă sau ceva. Nu m-am gândit la asta. Ia. Poate? Vrei mai adâncă apă, Giuseppe? Nu fi prost! Era să-i bage fix în cap, îi dădeam.
Îi dăream o gaură în cap cu târnăcoapul ăsta de iron. Ok. Ți-am făcut aici o găurică mai adâncă, gen, dacă îți place să... Ok, tot la suprafață stai. Nesimțitul dracului care vezi te sinucide exact ca peștii mei în acvariu. Ok. Aici am făcut să mai aici o țarcul, o să mor de foame. Pauză de masă. Poți să intri, te rog? Fii mai cooperant. Așa. Asta era grăjdulețul. Casa mi-a spus să o fac mai mare. Ok. Ok. Am ascultat. Băiat mare. Am făcut-o mai mare. Bine, vă mint de fapt acum. N-am făcut-o mai mare pentru că n-am avut timp să fac casa efectiv super mare. O, oh, să aude groaznic din nou ceva. Băi, suntem bântuiți. M-am mutat undeva, mulțumesc foarte mult. Asta, bun, am făcut scările astea frumoase care duc la chestia asta, care i-am făcut un practic un alt mini etaj. Nu are ceva pe el, doar i-am făcut un fel de coroană la coroană, dacă vă uitați, gen din exterior. Așa dacă mor. Ok, aproape am murit. Și da, aici asta Mitsu, își face vea cu Mitsu, nu pot să intre mobi. Am dat cu torțe, după cum i-a spus voi, v-am întrebat cum dracu le fac cu băieții ăștia să nu mai apară peste tot. Giuseppe, ești nebun la cap. Ăsta are nevoie de o prietenă sau ceva. Treci în apă! Giuseppe, ești nebun. Nu mai dai din chestiile alea micuțe care sunt drăguțe, dar totuși nu mai dai din... Bă, ești nesimțit? Doamne, nu mai e apă în arsta. Bă, ce are apă? Efectiv, o secundă am stat fără să mă uit la el. Nani? Da, Giuseppe, am uitat la tine că ești în apă. Treci înapoi în apă. Iar acum, Le Grand Final. Vreau să o las pentru final. Aici doar... Era un fel de traveler din ăsta, gen... Nenea cu Lil... cu lame, da. A apărut un traveler din ăsta cu lame, l-am înconjurat pentru că voiam să vă întreb pe voi cum naiba fac trade-ul cu el mai exact. Și aparent s-a despawnat. Și un păianjen la mine în casă. Măi băiatule, nu ți-am mai spus că n-ai voie la mine în casă? Ce oribil sună! Ce dracu e asta? Bă! What the fuck? Ajutor! Ce Iisus Hristos e lăbernița asta? Alo, alo, ma boys, ce ești, mă, tu? Bă, ce n-ai văzut astea? Bă, n-am văzut în viața mea așa ceva. Lice, n-am văzut nici... Na, na, ok. Am vrut să omor un păianjen, ok? Nu muri, nu exploda, te rog, te rog, te rog, nu, 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 nu. Mulțumesc. Nu, 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 nu! Te rog, n-a murit Giuseppe, nu? Nu, Giuseppe aici. Prostul dracului, din cauza ta. Bă, explicați-mi ce-s chestiile aia că m-am speriat să mai... Am crezut că în ăstea apar numai Nether sau nebunii din astea. Știam și eu mobi din Minecraft cât de cât, zicem, Enderman-ul mai puțin, dar chestia asta n-am idee ce e. Ce naiba, Dumnezeu, Dumnezeule, e chestia aia? Alo? Balaure? Ii! Bestia, dracu. În lava rămâneam. Giuseppe, ești nebun la cap, efectiv. Ce faci? Ok. Nu știu cum au apărut mob pe aici. Cred că nu am destul lumină sau ceva. Nu? Mi-a spus. Bun, a spart pe aici niște apă. Na, ce să zic. Ok, nu mă prind ce era chestia aia. N-am văzut în viața mea așa ceva. Am vrut să omor și eu un păianjen ca un băiat finuș ce sunt. Să pun și o torță ca băieții. Când vine lebenița aia pe mine, lebenița o numesc de acum, nici nu știu cum să o numesc. Efectiv zici că era un fel de dragon, nu? Am pus lumina cum i-a spus voi. Ce mai făcut în afară de vreau să vă arăt la grand... vreau să vă arăt la final chestia aia, nu? Hai, iar vine dracul ăla pe mine. Mă f***e în casă 3! Dacilea, ce sunt ăștia, mă? Uite, oai, leu mai sunt. Bă, lăsați-mă, mă, în pace! Asta e o glumă proastă deja. Nu, vă trebuie să-mi explicați ce sunt ăștia. Bă, nu poți să ieși din casă, ești nebun, mă rog să mă culc. Pleacă, domne, de aici. Uite, mă, la ei. Să vă ia pe toți de aici, plecați. Ăștia apar numai noapte, sper, nu? Așa, am făcut ceva și la mină, dar vară la final. Să ardeți! Vreau să vă prind lutul, măcar, dacă tot ardeți. Alo, ia vină la mine. Băiatul. Domn, n-am mai fost așa lebenițe. Ui, am murit. Bun, aici era un Trevor Mansion pe care l-am capturat. Ca să îmi spuneți voi ce să fac cu el. Ghișcea a dispărut. Și nu știam că se respawnează. Și am făcut chestia asta. Tam, tam, tam. Marele zid cascadian. Așa-l vom numi de acum. Unii mă întreba că demonile astea le dau așa cu cap. Da, cu capul în gură chiar le dau. Am făcut aici un fel de delimitare. Și am umplut-o cu apă din marea asta frumoasă. Mă gândesc că de pe aici a apărut testosul ăla, n-am nicio idee cum a apărut acolo, dar aparent vrea să sinucide fiecare dată. Doar am delimitat zona și am pus apă ca să fie frumos, pentru că mi-a spus cineva în comentarii să fac șans cu rechin și rechin nu știu dacă pot să iau, dar am făcut șansul cu apă în jurul cetății noastre frumoase. Nu este gata, dar e doar delimitat frumos. Dacă vedeți, de pe acolo am luat și oile alea și uite un câine. Ce dracu e ăla? Salut! Ce faci, măi?
Tesi? Vrei un os? Sau ceva? Ceva? Vrei mâncare? Vrei un cartof? Alo? Toată lumea spune că eu de fiată când încep o serie, când încep să joc ceva, literally, zic că fac... iubește carnea de zombie, ești nebun? Uite, acum pleacă de lângă mie. Băi, ți-am de mâncare! Nerespectuosule. Încep să fac ceva și după care ajung, da, total altceva. Să uită frumos, vreți să iau un lup din ăsta, un Tesi? Tesi? Cred că mi-a scris cineva dintre voi, dar nu mă țin minte. Cred că trebuie să-i dau oasă sau ceva, nu mai știu. Da, asta e delimitarea. Este zidul cascadian. Iar asta este Le Pis Le Resistance. Nu știu ce mai făcut. A, mai făcut și ceva în subsol. O să vedeți. Am minat, a trebuit să minez foarte mult și să strâng foarte multă lână de la oi ca să pot să fac șmecheria asta. Cartofi-s viața. La fix! Mai leu, nici să vrei nu poți să calculezi așa de bine. Acum să vă arăt cea mai mare alpaca din Minecraft. Iar aici am numit zona asta beci. Mai țineți de când mă dăposteam de monștri. Asta e un fel de shelter zone față de drăciile aia din ceruri. Nu zice niciunde, doar că gen l-am păsat ca beci. Aici am depun murăturile și sufletele pierdute și chestiile. Bun, asta este măreața alpaca. Iar aici am pus eu ce-am mai strâns de prin peșteră, niște iteme useless pe care le-am mai aruncat pe aici. Și am mai pus pe aici scară către... Așa am învățat să fac chestia asta. Mi-a scris cineva în comentarii cum să fac jack-o-lanternul astea. Pur și simplu trebuie să găuresc pumpkin-ul cu niște shears-uri și după care să-i pun o torță înăuntru. Bam, bam, bam. I-am pus aici să se ude alpaca și practic ideea e să faci așa. Mergi și te ridici la ceruri prin apă până aici. Aici e cu nu atinge. N-o să atingem, nu-l atingem. E un chest secretinto. Și poți să urci la etaj, la mansardă. Le mansard le alpacazion. Și poți să te urci pe spatele alpăcii. Bun. Totul e făcut din lână, practic, de la oițe. Totul a avut un sens. V-am zis eu că am un plan măresc, nimeni nu m-a ascultat. Și poți să te uiți aici în vârf să faci un fel de overview la toată harta. Uite, de exemplu, undeva, dacă te uiți așa, de acolo vedeți, după cartofi în dreapta, după așa, undeva acolo e orașul ăsta în care am fost. Și poți să te uiți pe nasul ei. Teoretic, făcusem o zonă în care puteam să pic fără să mor. Dar, teoretic, nu prea am încredere în teoreticul ăsta. Au. Da, de mine să sar pe aici în apa asta mică. Iar asta este măreața alpa... Stai să vă arăt așa cu... Așa. Și am făcut aici un copac mișto, o să bec trigo încolo. Secret. Măreața alpaca. V-am promis? Mi-a scris cineva în comentarii efectiv o dată să fac cu dita mai alpaca. Și am zis, da frate, fac! Și mi-a zis, nu te cred. Nu te cred. Nu ești tu din asta care face de-astea. Bine frate, dacă am promis, nu mă crezi tu pe mine. Ok, ok. Și au crescut o grămadă de floricele din astea pe aici. De altfel le dădeam la oi înainte, dar oile s-au cam supărat pe mine și au făcut acolo treburile lor. Asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alpaca AK Dragiu. Vreau să vă spun că puteți să scrieți în comentarii ce mai vreți sau credeți că pot să fac în Minecraft. Am făcut statuia uriașă cu alpaca, am făcut șanțul. Mi-a spus cineva că trebuie să găsesc două vulpi care stau și fac un pui și puiul trebuie să-l iau, să le dau beriuri. N-am găsit încă. Adică nici n-am găsit zona în care se spawnează. Poate să le găsesc. Dar nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru că literally fiecare clip de gaming a intrat în trending de gaming. Dar vă mulțumesc. Vă pup. Alpaca King out la 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Română, cum e tu cu spaniola, italian? Respect! Giuseppe, ești nebun la cap. Ăsta are nevoie de o prietenă sau ceva. Treci în apă!